Ministra Ancelotti. Vai, porta allora la volta da lui. Bun, aici avem adus oameni, aici mai puțin. Dacă vreți să vă schimbați într-o parte, într-o altă, să fie ok. Dacă nu, ce dubi. Vă urăm bun venit la lumea SEO-BFC, ediția numărul 130, despre Black Friday. Probabil știați deja, de-aia sunteți toți aici. Numele meu este Virgil Pascu, voi fi anfitrionul vostru seara asta. Mulțumesc lumea SEO-BFC pentru invitație. Face mare plăcere să fiu din nou aici și să fiu și un microfon în mână. Eu sunt online marketing specialist la Ademonei. Pentru cei care nu ne cunosc sau nu știu de noi, Ademonei este o agenție de performance marketing. Facem campanii sănătoase de promovare în online. Iar eu lucrez cu diferite conturi din diferite industrii, auto, software, consultanță, judiciar, retail, imobiliare, de aproape un an și 6 luni la Ademonei. Cam atât despre mine. În această seară vom afla care sunt cele mai eficiente metode și practici de a pregăti pentru un Black Friday reușit. Poate cea mai importantă zi a anului pentru magazinele online și de asemenea pentru agenții. Dacă sunteți de acord cu mine, mâna sus. Super. Unii nu sunt de acord, ok? Veți vedea că este cea mai importantă zi dacă e primul Black Friday al vostru. Vom aborda această tematică din punct de vedere PPC, email marketing și affiliate marketing. Iar în cele din urmă, aceste direcții vor fi completate de către viziunea unui client de e-commerce, mai exact F64. Cine a auzit de F64? Cine a auzit? Cine a auzit? Super! Bun, să trecem la treabă. Primul speaker din această seară este Claudiu Fărcaș. Este Affiliate Network Project Manager la Conversion. Este unul dintre cei mai cunoscuți specialiști în marketing afiliat din România, fiind de-a lungul timpului atât afiliat, cât și affiliate manager. Deci cam știe despre ce vorbește. În prezent, Claudiu se ocupă de coordonarea internațională pentru rețeaua de marketing afiliat ProfitShare, un serviciu oferit de agenția Conversion, una dintre principalele agenții care oferă servicii de performance marketing din Europa Centrală și de Est. Claudiu are experiență bogată în promovare, utilizând canale performance, orientate spre e-commerce, cu mai bine de 6 ani experiență în mediul e-commerce local. Pasta. Bună seara, mă bucur să mă aflu din nou aici. Dacă Gărcid tot a pomenit și de agenția, minunata noastră agenție pentru care lucrăm cel puțin în 4 țări, știu că sunt foarte mulți specialiști pe PPC aici, dacă cineva se consideră apt ca să lucreze pe unul dintre cele mai faine conturi din industrie, să-mi dea după aceea un semn. Deci e o poziție deschisă de Senior PPC Specialist la Conversion. Trecând peste pauza aceasta mică publicitară, pot să vă povestesc cât de bine pot despre ce înseamnă marketing afiliat în afiliere. Toată joaca asta cu marketingul afiliat povesteam afară, a început undeva în 2011, când Claudia, ești aici? Da. Când spunea și Claudia Preșu, unul din o mare afiliată, ne-a luat cumva Black Friday prin surprindere, adică cel puțin pe noi afiliați, pentru că atunci eram și eu afiliat, pur și simplu a generat un interes extrem de mare din partea clienților, care s-a văzut printr-un trafic crescut pe toate site-urile afiliaților. Asta, bineînțeles, a însemnat și comisioane, a însemnat multe așteptări pentru anii următori, iar Black Friday crește de la an la an. Cum spunea și Virgil, până se rezolvă asta, o să intru, de fapt, în slide-ul. Nu am venit neapărat să citesc de pe un slide, așa că vă pot povesti destul de liber. Cine a trecut printr-un Black Friday la agenție? 2, 3, 4 mânuțe ridicate în e-commerce, cumva? Mai multe mâini ridicate și ca afiliat?
doar două mânuțe ridicate și două jumătăți de mânuțe pe acolo. Pentru noi ce a însemnat anul trecut Black Friday a fost o creștere undeva de 3 ori față de 2013. Am trecut de la undeva la 25.000 de comenzi la 86.000 de comenzi. Întotdeauna Black Friday vine și cu o muncă asiduă în luna noiembrie, pentru că atât din partea deținătorului platformei, cât și din partea afiliaților, există un volum considerabil de muncă. Ca să vă dați seama, anul trecut de Black Friday, munca nu s-a terminat, de fapt, aproape niciodată în noiembrie. În preziua evenimentului am stat acasă la un scurt duș și cam atât. Black Friday a început pentru noi cu mult timp înainte și deja se simte pe drag. Primim mail-uri de la clienți, ok, hai să începem. Cum facem? Toată lumea vrea o strategie de Black Friday. Cine a pregătit strategia de Black Friday? 3 mânuțe ridicate, 4 acolo undeva în spate, foarte puțin. Black Friday se pregătește de obicei cam cu un an înainte. Adică când treci într-un Black Friday, în ziua următoare te pui la masă și te gândești, bă, ce n-am făcut bine? Nu te gândești neapărat la ce ai făcut bine, că toată lumea se așteaptă să vinzi de BFM, dar ce te-a ținut să vinzi mai mult? Mai încercăm? Ok. Păi, de clickerul meu. Spațiu. Spațiu? Da. Vă spuneam că este evenimentul principal de promovare al anului și avem și niște cifre. Pe lângă cele 86.000 de vânzări, foarte important este numărul de afiliați care câștigă comisioane. Pentru că să știi că undeva aproape de 2.000 de oameni câștigă într-o singură zi niște bani folosind platforma ta, e un lucru destul de challenging pentru noi și, de asemenea, cu o mare responsabilitate. Bun. 2014 față de 2013 a însemnat și o creștere în rata de conversie. Oarecum, rata de conversie întotdeauna va depinde de oferta comercială a clienților pe care ia. De aceea nu am intrat în detalii. Ca trafic, întotdeauna când treiți un picuț la Black Friday, cam exclus noiembrie, pentru că Black Friday totuși e o anomalie. Este o lună în care ai cam de 3 ori volumul lunii anterioare. O singură zi de Black Friday înseamnă un eveniment care se derulează de 30 de ori mai repede decât orice altă zi. Dacă, totuși, ai strategia bine pusă la punct, se poate. Munca de BFM nu se face în ziua de BFM. Adică, teoretic, trebuie să stai și să te uiți și să monitorizezi. Bine, poate pe PPC înseamnă altceva. Dar te cam oprești și stai și te uiți și strângi din punct ca să te țină serverele. Pentru că noi anul trecut am avut o întârziere de vreo 10-12 ore la procesarea comisioanelor. Ele intrau acolo în backlog, se procesau, doar că când ai 550 în același minut, pentru care trebuie să importi date, ok, noi care ți-a ce face? Păi, ne rugăm. Da. Ce se întâmplă în România? Cam data, cred că o știți. Probabil că va fi 20 noiembrie. Asta înseamnă cam cu o săptămână înainte de ce se întâmplă în lume. Mulți au spus că cineva fură startul. Aparent astăzi cineva va fura startul. Dar ideea e că în România avem o problemă destul de interesantă, ținând cont că 30 noiembrie și 1 decembrie ține lucrătoare. Și atunci Black Friday probabil se mută mai repede din această cauză. Eram săptămâna trecută la Tecom, nici nu știți cât de important e curierul în tot acest ecosistem de Black Friday.
o săptămână la liceare am avut eu și m-am considerat fericit. Da. Promovarea evenimentului am sesizat că începe undeva cu două săptămâni înainte. Iar, cum spuneam și anul trecut pe aceeași temă, cred că cea mai bună formă de promovare este să faci un pic de teasing și să-i poți oamenii într-o listă de email marketing. Din nou, din lista de email marketing poți să faci niște șoculețe foarte mișto pe custom audience în Facebook. Da, cred că Izabela va vorbi despre asta. Nu știu dacă e toată prezentarea mea așa. Black Friday a pornit, după cum știm, ca un eveniment pe industria electro-IT. Unde am ajuns însă astăzi este să avem și Bank Friday. Am trecut, cred că la o săptămână după BF-ul normal, a făcut și Banca Transilvania o ofertă foarte mișto. Oferea clienților comisioane mult reduse la toate operațiunile bancare. Adică Black Friday, ok, am înțeles. A început cu Electro-IT, am mers foarte bine pe fashion, după aceea ne-am dat seama că poți să vinzi orice de Black Friday în e-commerce și acum avem extins Black Friday chiar și pe categorii de produse la care nu te-ai aștepta. Ce mai acționa afiliere? Afilierea de Black Friday, cum spuneam și înainte, teoretic de BF stai și te uiți. Stai și te uiți să vezi dacă ce ai plănuit cu luni înainte se întâmplă și magnitudinea cu care se întâmplă lucrurile astea. Am observat că de multe ori traficul este elementul de succes în promovarea afiliaților. Și merg foarte bine listele acelea de magazine online care țin Black Friday. Dacă aveți un blog cu un picuț de trafic, o listă cu magazine de Black Friday și va fi ok. Ba chiar mai mult, încercați să oferiți și conținutul vizitatorilor. Și pe ideea asta s-a dezvoltat o căruță de agregatoare de oferte de magazine de Black Friday. Eu cred că cuvântul Black Friday e una dintre cele mai competitive pe PPC, da, nu mă înșel. Da și nu? Ok. Ideea e că jucăriile astea de site-uri produc cel mai mult trafic pentru magazinele online din afiliere. Bun. Ce jucărie frumoasă mai folosesc afiliații este Facebook Ads. Nu știu, da, poate ați observat că în ultima vreme spun foarte mult cuvântul Facebook Ads. De ce? Works. Pur și simplu merge. Pe fashion, oamenii cumpără impulsiv. Uite rochița aceea. Uite, nu știu, ceasul ăla super mișto, de care poate n-am bani. Poate... Da, cine e cu limita la maxim la card de credit? Da, din Facebook, afiliații și dacă vreți să faceți o campanie în afiliere, vă recomand din nou colectare de adrese de e-mail, targetare ulterioară prin custom audiences. Și mai ales pe fashion ar trebui să meargă. Iar dacă aveți și un săituleț, încercați să aduceți oamenii din aceste liste pe site-ul unde agregați mai toate magazinele. De ce? Pe oamenii o să cumpere probabil din mai multe locuri. Adică cu un click plătit în pay-per-click poți obține mult mai multe comisioane și mult decât acel simplu click. Dacă promovezi direct un advertiser, te limitezi oarecum la o posibilă conversie. Dacă însă aduci pe mai multe magazine, ai putea să obții mai multe comisioane. Cam cât recomandă? Ați făcut de Black Friday anul trecut. Cineva cu 2, 3, 2? Ai cineva cu mai mult? Cristi, tu cât ai comandat anul trecut? Cât am comandat sau cât am înregistrat? Afiliat.
Da, eu n-am comandat niciodată nimic de pe Medri. Sărgi, work, defect profesional, cred că și la voi se manifestă. Google AdWords, pentru afiliați nu prea recomand search în zilele astea, tocmai pentru că e un volum foarte mare și nu știu dacă este bine ca management al timpului să stai și să actualizezi în timp real CPC-uri și alte cele, așa cum un picuț de display și dus într-o pagină bine gândită în afiliere va ajuta. Da. Vă spuneam și de numărul de vizitatori, că acesta a contat foarte mult. Da, nu știu dacă, nu vă pot spune volumul de comisioane pe care le înregistrează bloggerii, dar de Black Friday aduceți oameni pe site-urile voastre, le trimiteți în afiliere, oriunde le trimiteți, trafic să fie. Și dacă pentru afiliație, super ok să facă niște agregatoare de magazine, advertising, în schimb, primesc un picuț de endorsement din partea unui blogger. Mai ales dacă vorbim, nu știu, Radio Dumitru, recomandă, de exemplu, un magazin, știi, care lumea nu prea a auzit. Ei, se duce un picuț mai departe. Păi, rămâne clientul cu mintea pe mine la recomandat bloggerul X sau bloggerul Y. E un transfer de încredere interesant pe aici. Cam puțini afiliați în seara asta pe aici, dar sfaturile sunt perfect valabile pentru toată lumea. De Black Friday, când totul fie se desfășoară cu o magnitudine rapidă, fie doar stați și uitați la rezultate, trebuie să ai planul bine făcut. Iar în afiliere, unul dintre elementele principale ale posibilului succes este dat de comunicare. Pentru că dacă oamenii nu comunică între ei, nu se vor întâmpla lucruri. Vreau să spun că afiliația fi departamentul de marketing externalizat al unei hipertrateze și cam așa și trebuie tratați afiliații, pentru că ei duc cumva vestea, promovării mai departe. Din nou, materiale de promovare, puțini afiliați au cunoștințele necesare să facă niște prindere frumușele. Majoritatea le fac de capul lor, după aceea, dacă îi se plâng, bă, ce-i cu prinderul ăla, că nu mă reprezintă. Păi, ok, de afiliată din materiale de promovare. Afiliat, decât să stai să te chinui în paint, copy, paste și cut și pus de logo-uri, cere materiale. Eu folosesc paint pentru print screen-uri. Păi? Ia uite. Mi-a expirat licența la jine. Da. Dar ce mi se pare că uită toată lumea este că Black Friday până la urmă a pornit și sper că a rămas un eveniment prin care aducem clienții în e-commerce. Atât noi, rețea de afiliere, afiliați, advertiser, scopul este să crești e-commerce-ul. Nu neapărat să faci profit. Pentru că volumul îi face. Și e o problemuță de matematică și la advertiser. Ai cifre de afaceri mai mare, poți să faci alte credite, poți să negociezi altfel cu furnizorii. Scopul principal este să-ți crești business-ul. Nu neapărat să te lauzi după aceea că ai avut un profit. Mai este și discuția aceasta cu comisioane de Black Friday. Da, poate fi ingrat. Noi am preferat să nu prea comunicăm pe subiectul ăsta, dar ideea e că advertiserii uită că comisioanele oricum sunt oferite din prețul deja redus al produsului și obiectivul final este să-ți crești magazinul online și să nu pierzi eventual. Recâștigat oricum câștigi clienți noi, oameni noi care te cunosc și se duce vestea brandului tău. Cam atât am avut să vă spun. Dacă aveți alte întrebări, sper să aveți multe întrebări. Îmi place să vorbesc, acum mi-au trecut și emoțiile. Plecei din afiliere. Curiozități.
Da, da. Și am... Păi, în cazul ăsta vă doresc mult succes de Black Friday și sper că toate planurile voastre sunt puse deja la punct. Forța fie cu voi! Mulțumesc, Claudiu! Am uitat să fac o mențiune la început. Avem niște sticle de vin pentru cei mai activi dintre voi din seara, așa că puneți întrebări ca să... Deci, acum am dat microfonul către Claudiu, mare, cu Q&A. Deci dacă e cineva interesat... Bine, pot să-mi pun eu o întrebare mie? Bine, pot să-mi pun întrebare. Bun. Deci chiar avem trei sticle de vin, o să le dăm la final pentru cei mai activi, așa că puneți întrebări. Următorul sticlă în seara asta este Andrei Balolenu. Și este product... N-am zis bine. Am zis bine, super! Este product manager la retargeting.biz. Unde coordonează toate departamentele business-ului în vederea dezvoltării proiectului, ținând cont de standardele industriei și de nevoile clienților. Andrei este specialist în email marketing și marketing automation. Și asta ne ajută să pună bazele strategiilor de creștere atât a proiectului, în ceea ce privește serviciile oferite, cât și a veniturilor clienților de targeting.biz. Baftă! Așa, stai să mulțim. Sper să mă cadrez în timp, pentru că e ultima oară când am repetat, am făcut-o 30 de minute. Dar hai să trecem repede peste statistici și să-i dăm drumul. O să încerc să vorbești mai încet, că eu vorbesc repede, dar te rog. Bun. La ce ne gândim când auzim Black Friday? În primul rând, ca și comercianți, ne gândim la o zi în care o să avem un volum foarte mare de vânzări. Ne gândim la o zi în care probabil că o să facem 10-20% din cifra de afacere anuală. Dar noi, care suntem și comercianți, în același timp suntem și clienți. Ca și clienți, ne gândim că o să cumpărăm produse la un preț foarte bun. Este probabil ziua din an în care reușim să luăm cel mai bun preț la produsele pe care ni le dorim. Trebuie să fug puțin prin ea. Statistici Black Friday 2014, aproximativ 5 milioane de clienți, online plus offline peste 30 de milioane de lei, reduceri de până la 80% la toate produsele existente pe planetă. EMAG a vândut și un X6, mi se pare, anul trecut. Deci. EMAG, peste 420.000 de produse anul trecut, F64, peste 25.000 de produse, sper să avem statisticile, ok? Fashion Days, peste 30.000 de produse. Mobile versus desktop. Aici este o problemă sensibilă pentru că nu toate site-urile de la noi sunt responsive. Este foarte important să aveți site responsive. Tot traficul de anul trecut, generat de Black Friday, a fost 53% de pe mobil, 47% de pe desktop. Dacă nu aveți site-ul responsive, o să frustrați foarte mulți oameni care se ducă și o să cumpere la EMAG, la F64 sau de altă parte. Care este cel mai important pas pe care îl faceți atunci când planificați o campanie de Black Friday? Ce ar fi frumos dacă ați putea să-mi răspundeți. Dacă aveți magazine online, să dacă puteți să-mi răspundeți, care e primul pas? Înainte să gândiți produse, înainte să gândiți discount, înainte să gândiți orice. Care este primul pas pe care îl faceți? Servere. Bun, viteză de încărcare, bun, până să ajungi acolo, altceva. Ca să știi ce pui în promoția de Black Friday. Stocul ți-l faci în funcție de... furnizor, funcție de produse, să zicem. Ok. Dar, ca să știi și ce produse pui, asta este strict părerea noastră, trebuie să stabilești audiența. Din experiență proprie, vă zicem că contează foarte, foarte mult să-ți știi audiența. Trebuie să știi cum să vorbești cu traficul tău. De exemplu, dacă aveți magazin de fashion și aveți 75% dintre clienți sunt femei și 25% sunt bărbați și voi dați un newsletter care este numai cu produse adresate femeilor, din start ați pierdut bărbații. Dacă dați amestecat, e posibil ca femeile să deschidă newsletter să nu găsească ce vor. Sfatul nostru este time-consuming, dar așa ar fi cel mai bine să faceți două liste separate. Una cu femeie, una cu bărbați, să dați două newsletter separate. Astfel încât să personalizați un pic experiența și oamenii să nu se frustreze. Este foarte important să știți, de exemplu, dacă aveți magazin de ITNC, dacă vindeți laptopuri, televizoare, sisteme audio, orice vindeți, dacă știți că, în general, dacă vânzările voastre se bazează pe laptopuri, să zicem,
Atunci încercați să vindeți tot laptopul de Black Friday. Pentru că dacă voi vindeți laptopuri în timpul anului de Black Friday, sunt șanse foarte mici să vindeți sisteme audio sau altceva. Trebuie să vindeți ce cumpără publicul vostru. În același timp, dacă vă cunoașteți audiența, este foarte ușor să vă stabiliți și discounturile. Dacă știți că audiența voastră reacționează la livrare gratuită și mai bine decât reacționează la 10%, 20% reducere, încercați să dați livrare gratuită. În loc să dați 80% discount la produse, mai bine dați 50% discount și dați livrare gratuită. Părerea noastră, asta am văzut noi din experiența noastră până acum. Ok, sunt două tipuri de clienți de Black Friday. Sunt clienții care caută produse, sunt clienții care urmăresc un televizor timp de 3 luni de zile așteaptă să le ia de Black Friday la un super preț. Și sunt clienții care caută reduceri. Sunt clienții care intră pe un site, intră pe EMAG, pe principiu aici vedeți EMAG la reducere, aici vedeți 64 la reducere. Nu contează de ce avem voi, găsesc eu să ne iau ceva. Hai să intrăm să ne luăm ceva că e la reducere. Cel mai bine pentru voi ar fi să fiți acolo. Să veniți cu produsele potrivite pentru publicul vostru și cu reducerile potrivite pentru publicul vostru. Cum ziceam mai devreme de sistemele audio. Nu veniți cu sistemele audio dacă ei cumpără laptopuri. Veniți cu laptopuri pentru că e asta vor. La fel, dacă ei în general vor 20% și nu vor reducere și nu vor livrare gratuită sau invers, veniți cu ce vor ei. Cum ne pregătim de Black Friday? Magazinele mari. Știm cum se pregătesc de Black Friday, poate să vă povestească mai multe. Nu mai intrăm în asta, magazinele mici. Cum ne pregătim noi care nu avem bugetul de 64, bugetul e mare? Unul la mână. Putem să facem un landing page, adică dacă dăm reducere la 30% din produse, n-are rost să facem un landing page unde să avem toate produsele. Este mult mai ok să facem un mini site în care să punem acele 30% din produse la care avem reducere. Nimeni nu o să cumpere de Black Friday la piață întreg. Toată lumea vrea să cumpere la reducere. Nu vreau să-l las pe om, să-l pierd, să-mi iasă din produsele aflate la reducere ca să intre în cine știe ce categorii în care eu n-am reducere. Acolo îl pierd. Scopul meu ca magazin online este să-i fac drumul cât mai scurt. De la primul click până la ultimul click ăla de comandă. Nu trebuie să-l pierd. Social media, cum ziceau și mai devreme, trebuie creat bază înainte. Trebuie să intri în social media și poți chiar începând de acum, cred că ai unul la dispoziție, să încerci să creezi bază, să creezi interes, să zici, băi, uite, o să facem, nu uita, 20 noiembrie, 27 noiembrie, că poate o să aveți Play Quick, poate o să aveți că la câte Play-uri au apărut. Puteți chiar să vă întrebați oamenii pe Facebook, să zici, hai să facem un quiz, hai să vedem ce vor să cumpere, să vedem dacă vor reducere gratuită, dacă vor 80%, 50%, să vezi exact ce voi. Să atrage atenția. Trebuie din timp semnalizat Black Friday, adică să puneți bannere pe site. Puneți bannere mai micuțe pe site, nu uita Black Friday 27 noiembrie. Puneți bannere în newsletter. Când dați newsletter, sper că dați newsletter, nu uita să ziceți 27 noiembrie, 20 noiembrie, Black Friday, ca oamenii să știe. Și nu-ți influențează dată de conversie, când trimiți cu înainte? Păi nu, doar să anunți, doar să faci bați. Adică doar să faci. Faci, tu trimiți newsletter cu ce ziceai mai bine, orice produse. Așa. Și să zic că stai un pic, comandă de Black Friday, nu le iau, le-au văzut 3 săptămâni. Ok. De ce aș face asta? Păi nu, tu anunți că ai Black Friday, nu zic neapărat să zici. Ce anunți atunci? Nu zic, nu dai de acum produsele, asta zic. Adică eu zic doar să zici, vezi că o să am doi Black Friday pe 20. Dacă e pe 20, noi vreau să vină și să cumpere de la tine și nu de la F64. O să te super? Nu o să se aștepte să fie tot laptopul ăla pe care le comunic în tot timpul anului, dar nu o să-i vând sisteme audio. Nu știu, adică eu în momentul ăsta, nu știu, de la un magazin mare ca EMAG sau chestii de ăsta, nu știu ce produse ai. Pot să aștept sau pot să nu? Pot să... Ideea e că eu zic că deja de acum oamenii, foarte mulți oameni așteaptă Black Friday. Eu zic că de acum sunt foarte puțini oameni care mai cumpără acum un laptop și nu stau până de Black Friday. Nu, o să vin, da? În laptop nu, că e altceva, că nu așteaptă, dar pe fashion, pe cosmetice, pe lucruri mici în care, nu știu, sunt cumpărături recurente, poate oamenii respectivi nu așteaptă neapărat, nu știu că o să ai pe fai de magazin respectiv, au nevoie de ce produs îl cumpăr. Dacă tu îi zici de acum o lună înainte, băi, produsele astea vor fi la reducere,
din gama mea, da, s-ar putea să nu mai cumpere și ar putea să aștepte de Friday și atunci o să comunce un concurent de nou ceva mult mai mișto și nu o să s-ar putea, dar dacă, cum zici tu și am nevoie acum, nu mai așteaptă până de Black Friday. Există, nu înțeleg ce zici, există șansa asta, eu zic doar că trebuie semnalizat din timp Black Friday. O lună e pentru mult. Că... O lună e mult. E mort. O săptămână așa. Mie o săptămână mi se pare prea puțin, dar în fine. Dar tu vorbești de experiența voastră, nu? Voi ați testat chestia asta și am mers așa. Da, asta da, 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 da. Ok. Adică mi se pare ok să am niște mai din timp pentru că, la fel, dacă n-am nu se poate anunța altul și poate l-au să știe atunci. Da, ok, da. Mi-am întrebat pe care să prezint cum pot să comunici treaba asta. Ideea e să extractem într-un magazin cu bani, păi iei bani. Așa, bun. Ce facem de email marketing? Când vine vorba de email marketing, ce facem de Black Friday? Includem în newsletter date despre Black Friday, nu mai preluăm discuția. Putem să facem o serie de 2-3 mail-uri care să se axeze pe promovarea evenimentului. Și aici mă refer în ultima săptămână, cum a zis el. Adică în ultima săptămână să zic, băi, nu uita că peste o săptămână eu să am Black Friday. Există riscul să se întâmple chestia asta. Există riscul să-ți crești vânzările de Black Friday. Acum depinde de publicul tău. Foarte important din punctul nostru de vedere este să faci liste separate. Și anume, exact ce ziceam și la început, dacă știi că 75% din publicul tău sunt femei, să-ți faci o listă de femei și să-ți faci o listă de bărbați, să dai newsletter cu produse diferite. Poți să faci, să duci chestia asta la următorul nivel, de exemplu, și să zicem, te Black Friday să trimiți un newsletter la 9 dimineața și după aia la 1, la 2, dacă nu ești mulțumit de volumul de vânzări sau de volumul de trafic, să mai facem o listă cu cei care nu au dat click sau cu cei care poate nu au deschis mail-ul, să mai dai încă o dată newsletter. Există riscul să trimiți foarte multe newslettere, dar de Black Friday, că eu n-am, nu știu, pe nimeni care să se supere că a primit prea multe mail-uri de Black Friday. O să ajungem și la subiectul ăsta. Da, zi. Da, ideea e că ziceam și eu de custom audiences. Exact, Selectezi liste de Black Friday, ține-i pe acei clienți într-o listă amator de reduceri și poate acolo, nu știu, mai vara o campanie, cea mai tare campanie a mea. Exact, doar că eu ziceam mai că să secționezi și mai mult, știi, să-ți faci un profiling al publicului, dacă poți, dacă ai informațiile disponibile. Ce facem în momentul în care ei ajung pe site? În momentul în care ei ajung pe site, unii o să cumpere și o să fie foarte bine. E foarte bine. Alții nu o să cumpere. Ce putem să facem ca să îi facem să cumpere? Și aici o să intrăm puțin în ce facem noi, retargeting. Avem trigger-ul de Live Dynamic Subscription, după cum zicea și Claudiu mai devreme. Black Friday este un eveniment extraordinar ca să-ți crești baza de date. O să ai trafic din 1000 de surse, nu doar din newsletter-ul tău, nu doar clienții tăi. Și este păcat să nu le ceri o adresă de mail, să nu le zici, băi, lăsați-ne adresa de mail și o să fii primul care află de următoarea campanie, de campania de Crăciun. O chestie de genul ăsta. Deci este un moment extraordinar să-ți crești baza de date. Live Product Recommender, care ce face? Profilează utilizatorul în timp ce face browsing pe site și după ce el vede 5, 6, 7 produse, o să primească un mesaj live pe site. Și o să zică, salut, știm că îți place produsul ăsta, îi afișăm produsul de interes pentru el, pentru că știm care e produsul de interes, în funcție de acțiunile lui, și îi zicem, grăbește de el, acum e Black Friday, dacă stai 10 minute, e posibil să nu mai fie pe stoc. Sau ceva de genul ăsta. Mai avem Live Car Saver și Exit Intent Pop-up, care plănim să le facem, care pur și simplu, Live Car Saver o să-ți salveze live pe site coșurile abandonate, în momentul în care cineva a dat aia tu cart și după aia se răzgândește, vrea să închide site-ul, să apară un mesaj și zică, stai așa, nu pleca, că dacă închizi site-ul, e posibil să le pierzi, vin înapoi. Și Exit Intent Pop-up, care face practic același lucru, dar cu tot traficul. Nu doar cu cei care au produse adăugate în coșul în care te duci cu mouse-ul să închizi browser-ul, să apară un mesaj mare și să zică, stai așa, nu pleca, că pierzi. Dacă închizi site-ul, vine sfârșitul lui. Ce facem totuși dacă părăsesc site-ul? Dacă părăsesc site-ul, putem să-i aducem înapoi pe mail. Avem trei modalități. Unul este car saver-ul, dacă adăugat produse în coș, a închis site-ul fără să finalizeze comanda, primește mail, stai așa, nu pleca, vine înapoi și punem în mail fix produsele pe care el le-a adăugat în coș. Și zicem, dacă îi dăm mail-ul la 10-15 minute după ce el a închis site-ul și zicem, este ultima șansă să profiți de prețul de Black Friday. Sau niște texte, ce vrei tu.
Da, feature-ul ăsta funcționează pentru cei de la care am luat noi adresa de mail. Ca să luăm adresa de mail, trebuie să se logheze în cont sau măcar să dai click pe un link într-un newsletter. Momentul ăla ne-am luat adresa de mail. Pentru cei pe care noi cunoaștem, facem live-urile pe site. Pentru cei pe care îi cunoaștem, facem mail. Al doilea trigger este cel de Black Friday, care pleacă la toată lumea care face browsing, dar nu cumpără, nu adaugă produse în coș. Pleacă cu top 3 produse cu cea mai mare reducere din sesiunea lui de browsing. De Black Friday nu contează ce ți-a plăcut, contează ce-i la reducere. Și dăm produsele cu cea mai mare reducere. Și al treilea trigger este cel de bounce. Avem și triggerul de browse care face același lucru ca Black Friday, dar noi recomandăm ca de Black Friday să-l opriți. Bounce-ul, ce face bounce-ul? Dacă a intrat, a ieșit, primește mail și zice stai așa, hai vine înapoi să-ți arăt și alte produse mișto. Și arătăm top 3 cele mai vândute produse din site. Pentru că dacă el a făcut bounce, înseamnă că nu i-a arătat ceva relevant. A văzut site-ul, ne-a plăcut, a închis, încercăm să-l readucem înapoi, să arătăm altceva ce au cumpărat alții, la fel ca el. Mulți ar zice că trimitem foarte multe mail-uri de Black Friday, dar, cum ziceam, mai că cu trigger, cu live-uri, cu n-o să se supere nimeni, pentru că e Black Friday, ei vor să afle de produsele astea ieftine, ei vor să cumpere produsele astea ieftine, că de-aia sunt acolo. Dacă n-ar vrea, n-ar fi acolo. Deci nu trebuie să vă faceți griji din punctul ăsta de vedere. Cel mai important sfat din punctul nostru de vedere din nou este să fii diferit, să fii original. O să avem aici niște exemple. Uitați-vă la Prinstinul din stânga. Mailul care iese în evidență este cel cu inimioară. De la New Look. Dacă vă uitați la următoarele 3, următoarele 3 o să zică big thank you, shop up to 50% off, up to 50% off, Black Friday get up to 50% off. Adică sunt oameni diferiți, magazine diferite, care zic același lucru. Comunică în același mod, folosesc același subiect. Nu o să-ți iasă cu nimic în evidență, oricum care tu deschizi dimineața inbox-ul și o să ai 20 de mail-uri așa. O să le vezi pe toate așa, o să zici, mamă, uite pe ăla, că inimioara se dau loc să văd, să dau click să văd ce faci, să văd ce produse au. După ce l-ai făcut să deschidă mail-ul, important este să-l faci să dea și click ca să ajungă pe site. Aici sunt trei exemple. Exemplul din stânga este un exemplu minimalist. Ideea în care îi scrii mare Black Friday, contează reducerea, nu mai contează altceva. Îi scrii că ai 60% reducere la toate produsele și aia. Exemplu al doilea. Reușești să-i scurtezi cu un click drumul cu butoanele de jos. Jos scrie 40% coats and jacket, 40% knitwear și 20% jeans. El o să dea click fix pe categoria pe care o vrea el. Vrea să cumpere jeans, dă click pe jeans. Nu mai dă click, în exemplu din stânga, nu mai dă click pe banner, intră pe site, caută jeans, că el vrea jeans, dacă vrea jeans. Dacă el se uită pur și simplu de produse la reducere, atunci e ok să-l trimiți pe homepage, unde cel mai probabil o să pui produsele cu cea mai mare reducere. Și al treilea exemplu, acolo important este partea de jos, unde scrie Find Your Nearest Store. Dacă aveți magazin online și magazin offline, este bine să semnalizați că faceți Black Friday și în magazin offline. Și să-i zici, salut, uite, asta e oferta noastră, 40% reducere, dar le găsești și pe Vasile Lasker la reprezentanța noastră. Cum putem să folosim și contentul de Black Friday? Asta este un exemplu foarte frumos. Acolo scrie Holiday Gift Guide. Exemplu, ai un magazin de cadouri și cu 2 zile înainte, cu 3 zile înainte, poți să-i trimiți un mail și să-i zici, uite, un ghid despre cumpărăturile de Crăciun. Uite ce se cumpere fratele, uite ce se cumpere mamei, uite ce se cumpere tatăl. Îi dai un kit de genul ăsta, unde în el îi face o poveste frumoasă, scrii un content bun, de calitate, el o să intre, o să citească, o să zică, ok, hai că iau asta la mama, hai că iau asta la tata, și peste 3 zile o să știe că găsește produsele la tine, Black Friday. Și când se trezește dimineața, o să intre direct pe site-ul tău, ca să ia direct produsele, știe produsele, știe reducerea, știe tot. Nu se mai plimbă prin alte site-uri, nu mai există riscul să-l pierzi. Hopefully, dacă chestia asta merge cum trebuie. Tips and tricks câteva subiecte de mail. Că vorbeam de să fiți diferiți. La ce produse avem reduceri? La toate. Asta este, merge dacă aveți un public mai tânăr, să zicem, adică este o abordare mai funny. Trebuie să se și potrivească cu magazinul, că chiar să aveți reduceri la toate. Că dacă nu aveți reduceri la toate, e un pic cam nasol să dați sticlul ăsta. Al doilea este Black Friday, 50 de produse la sub 50 de lei. Aici merge mai bine dacă prima cifră este mai mare. Dacă scrie 500 de produse la sub 50 de lei, merge și mai bine. Este vorba de volum.
vorba că zici că, păi uite, am o grămadă de produse la un preț foarte bun, el o să intre ca să vadă produsele alea. Din grămadă aia de produse se gândește că sigur găsește un produs care să-l cumpere. În contrast, are nevoie, n-are nevoie, îi place, nu-i place, găsește un produs la sub 50 de lei, poate ea chiar a trăit cadou de Crăciun. A treia abordare, cumpără produs la preț. Exemplu, dacă aveți un magazin de saltele, să zicem, dacă este concentrat pe o singură nișă, pe un singur produs, puteți să-i ziceți, cumpără saltele la doar 200 de lei. El o să se trezească dimineața, o să aibă unita la inbox-ul și o să vadă saltele. Și o să vadă un preț foarte bun, el e interesat de saltele, că de-aia e abonat la newsletter-ul vostru și o să dea click dacă e interesat de saltele. Dacă îi scrii Black Friday 50%, 80% reducere și tu ai doar saltele, nu, este foarte ok. Și ultima abordare, reminder, au mai rămas 4 ore din Black Friday. Aici, dacă vreți să faceți, din nou vorbeam de lista cu oamenii care n-au dat click sau oamenii care n-au deschis. De exemplu, la ora 4, la ora 2, când vreți voi, puteți să intrați în clientul de email marketing, să faceți o listă, să mai dați un newsletter. Să dați cu reminder, au mai rămas 4 ore din Black Friday. Încercați să folosiți un pic de acel scarcity effect. Să grăbiți oamenii că se termină Black Friday și dacă nu și-au făcut cumpărăturile deja, poate și le fac la voi, dacă aveți noroc. Revenim. Cel mai important din punctul nostru de vedere este să fii original. Din experiență proprie, este foarte important să fii și scurt și la obiect, ca să zic așa. Adică, noi am observat din ce teste am făcut cu clienții noștri, că nu merge extraordinar în momentul în care vrei să înfrumusețezi lucrurile. Nu vrei să ai un subiect de genul ai uitat produsele în coș. Ci vrei să faci o poezie și să-i zici că vine înapoi, că te iubim, că știm, că nu știu ce. De obicei, asta merge mai slab. Dacă îi zici ai uitat produsele în coș, ai 50% reducere la ele acum, el vine înapoi și el dă click că știe exact care oferă. Și dacă îi faci o poezie, o să se gândească, ok, ce înșește vor ăștia, nu stau să mai dau click, să mai deschidă, nu știu ce. La fel, am observat că funcționează și pe textele din mail. Cu cât ești mai scurt și la obiect, cu atât funcționează mai bine. Când vorbim de să fii diferit, avem o ofertă astăzi, cine vrea, cine are magazin online, poate să vină să ne testeze timp de 30 de zile gratuit. Adică până la sfârșitul lunii noiembrie, aveți gratuit, includem Black Friday, adică de toate triggerele de care v-am povestit mai devreme, puteți să profitați gratis. Sper că m-am încadrat în cele 15 minute sau au fost 20, ok. Întrebarea acum. Pe mobile, cum se comportă aplicația voastră? Adică apare pop-up de înscriere? Ce... Sunt responsiv. Sunt responsiv toate? Mă gândesc, da. Cum să-i faci să închizi site-ul din moment ce nu știu unde să apese sau eu știu. Că dau back pe telefon, dau... Cum faci responsiv pop-up-ul de nu închide site-ul dacă eu îți dau back fără să... Nu e atât de intuitiv ca din mouse. Mă gândesc că nu e. A, tu te referi la alea de exit intern. Da. Alea o să fie în versiunea nouă care încă nu s-a lansat. Versiune în care momentan, adică suntem încă în lucrurile aia, trebuie să le facem. Vedem cum o să facem atunci exact. Dar ce avem până acum, adică Live Dynamic Subscription și Product Recommender de recomandă produsul, sunt responsive, nu e nicio problemă, se așează ok pe mobil. Sticla de vin? Da, chiar eu o sticla de vin. Ai văzut și la Teco? Da, acolo m-ai văzut mai bine. Din experiența voastră, care este timpul ăsta de la abandon coș la să-i dai pe mail. Pentru că eu am mari dubii, am cerunțit și pe colegii mei. Băi, 15 minute, o oră, care e timpul ăla optim? Asta eu e... poate m-am dus până la baie, știi? Da, te duci până la baie, nu închizi site-ul și... O vin, de aia să zice. It depends. Poate te duci să culci. Ok, care ar fi timpul? De ce 15 minute? De ce spui tu că 15 minute? Aici, din ce am observat eu, diferă de la nișă la nișă. Exemplu, fashion-ul dă care să-i vor undeva la 30 de minute. Uh-huh. E testat, am testat 15 minute, am testat 30, am testat 45, am testat o oră, am testat 6 ore. Cel mai bine merge la 30 de minute. Uite, idee, dacă omul stă și se uită la 6, dă-i după aia la ora 9 seara.
că poate să uita la muncă, dar a fost mai important să plec și de la muncă decât să... Ca să termin prima repunit și la asta după aia. Pe alte nișe, de exemplu, pe ITMC, timpul e cel mai bun timp care am avut, nu e la o oră. Adică ideea e, mă gândesc că asta e logica pe care am tras-o noi, concluzia pe care am tras-o noi. Cu cât procesul trebuie să te hotărăști ce produs cumperi e mai scurt, cu atât trebuie să dai mai repede trigger. Eu, ca să-mi iau o cameră foto, eu verific în trei locuri, verific specificații, verific cu prieteni, verific nu știu. Dar ziceam chestia cu 15 minute. Dacă mi l-ai dat în 30 de minute, eu nu sunt hotărât. Dacă mi-l dai într-o oră, sunt șanse mai mari să fiu hotărât că am avut timp să verific. Punctul nostru de vedere e că trebuie testat orice. Adică noi testăm foarte multe lucruri pentru că am pornit de la niște premize care noi le-am fost adevărate, care după aia s-au dovedit că erau false. Și am zis că ok, nu mai facem chestia asta, ci testăm tot. Și legat de al doilea, a doua întrebare cu timpul, din versiunea nouă o să facem, o să încercăm să vedem dacă ne iese algoritmul exact, să calculăm de pe dată când deschide ora la care deschide omul mail-ul și la care și convertește. Ai deja că dacă multe zic... date. Da. Bine, nu-ți mai dau idei. Pentru că ideile le avem. Ideea e că avem două triggere care se trimit la timp optim. Adică eu știu de fiecare dată când îți trimit un mail, eu știu ce oră l-ai deschis. Sunt două triggere care se involu depinde de ora la care ai făcut tu acțiunea. Dar un trigger de inactivitate, când te-am văzut de 3 de zile, nu depinde de ora asta. Deci poți să ți-l trimiți și dimineața și seara și la prânz. Dacă eu am dat despre tine că tu-ți deschizi mail-ul, cel mai des între 3 și 4 și ultima oară ai deschis la 3:30, vrei ți-l dau la 3:29. Ca la 3:30 tu să scoți telefonul și să fie ultimul mail. Din versiunea următoare, să încercăm să facem chestia asta de asta zic, o să încercăm să ducem chestia asta mai departe și să văd și ora la care convertești. Adică îl deschizi la 3, dar tu poate convertești la 9. Dacă convertești la 9, păi mai bine ți-l dau 3 la 9. Sunt șanse mai mari să meargă mai bine. Da. Sau poți să-ți dau un reminder la 9. O să zic la 3 și după aia la 9 să-ți aduc aminte, băi, că știu că ai ajuns acasă de la muncă, nu uita să-ți scoți portofelul și să-ți scoți cardul. Dacă știi și ziua în care primești salariul... Să știi că ne-ai gândit și la un trigger pe chestia asta. Și dacă a băut și un pic de vin... Vin? Marcelo? Hai că m-am atins prea mult. Faci campanii de lead generation foarte faine. Ok, știți, faci niște liste. Dar sunt destul de mulți oameni care se abonează în perioada asta pentru că știu că urmează o creștere de Black Friday Crăciun și apoi se dezabonează. Dacă ne poți da ceva sfaturi de cum faceți voi lucrul ăsta ca să-i păstrați. Sau ce sfaturi aveți pentru cititoare? Asta e un bol de întrebare de 1 milion de dolari. Asta cu păstratul. Din experiența voastră, nu? Problema din punctul nostru de... Nu știu că noi... Noi vedem doar ce intră de targeting. Adică tu poți să ai 100.000 de abonați la newsletter, dar să ai 10.000 activi. Dacă nu ai 10.000 activi, ți-a dat click 8.000, să zicem, pe un link din newsletter, mi-am luat aia 8.000. Eu n-am date despre aia 100.000 cât ți se dezabonează, cât să nu. Adică problema la noi e problema de engagement. Problema că ei trimit trigger-e și care să mi-l deschide și care să dea click și chestii de genul ăsta. Am observat că din punctul meu de vedere, cel mai important lucru, atât când vine vorba de open rate, de click rate, cât și când vine vorba de vânzări, e public. Contează foarte mult calitatea traficului și calitatea abonaților pe care o ai. Dacă alegi după oameni de genul Black Friday, ok, mai crescut, lista am luat, pe termen lung, nu o să faci nimic cu ei. O să faci pe termen scurt, o să scrii vânzările de Black Friday, poate ai noroc și stau cu tine și de Crăciun, ai crescut și de Crăciun, dar pe termen lung, nu faci nimic cu ei, calitatea nu e, adică sunt oamenii care, dacă tu de-aia sunt 50% reducere cumpără de la tine, dacă dă la de vis-a-vis mâine 50% reducere cumpără de la aia. Din punctul meu de vedere, problema este să fidelizezi oamenii și să stai să fii tot timpul acolo, să comunici tot timpul cu ei personalizat și să-i ajuți. Să creezi o relație, nu doar să-l abonezi și să încerci să fiți. Din
ce trigger am trimis noi, adică să zicem că în medie noi avem un open rate de undeva de 40-50% la triggerile noastre trimise și să zicem că pe Black Friday se duce spre 80. Problema este, adică problema, nu e problema neapărat. Magazinele, să avem un client care au 80 deja la triggerile noastre. Pe Black Friday o să se ducă 90 și n-am unde să se ducă. Da, da. Dar da, crește, comparativ cu restul anului crește. Problema e că nu crește și rata de timp exponențial. Adică cu cât îți crește o parită, nu îți crește la fel și click-rate-ul. E posibilitatea să deschide, să scoate telefonul, să dea click, ok, tu nu. Știi, și deschide 4, 5, 6 mail-uri, dar nu dă click pe el. De-aia trebuie să fii diferit, să faci ceva, astfel încât să-și poată să dea și click. Voi avut convexii permeativ, de pe mobil, mă rog, convexii mănânc care la față de desktop. Asta e o chestie pe care, de exemplu, am văzut-o, m-a povestit-o și cineva de la Google. Este un trend acum încât mobilul convertește, dar convertește foarte puțin. Problema este că, adică problema nu e neapărat rata de conversie a mobilului. Pentru că omul se informează de mobil și o valoare, sincer să fiu. Mă informez de mobil, îmi citesc newsletter-ul Metro, și cumpăr când ajung la birou și îmi cumpăr de pe desktop. Adică este un canal în care ei se informează. Este un alt touch point în cele 6, 7, 8 touch point-uri pe care le iau ei până ajung la o conversie. Pe viitor, ce ziceau și de la Google, se așteaptă că rata de conversie să crească pe mobil și să scadă pe desktop, dar nu extraordinar. Adică ei estimau că să se păstreze trendul ăsta în continuare, nu să se informeze de pe mobil și să cumpere pe desktop. Noi încă suntem la nivelul în care n-am curaj să facem o plată cu card, deci n-am vrea să mai dureze chestia asta. Gata, m-am întins în jumătate de rând, 4 jumătate. Asta a fost, vă mulțumesc frumos! Bun, acum urmează o pauză de 10 minute, după care o să urmeze prezentarea de PPC a Izabelei. V-aș ruga, dacă se poate, la fără 5, să fiți înapoi în sală. Am pus un pic de timp. Mulțumesc!